Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, domnul președinte Iohannis este în... în super formă. Activitate, e în formă, nu știu ce se întâmplă cu dânsul, a ieșit în public de două ori în trei zile, ceea ce cred că l-a epuizat foarte tare, pentru că s-a văzut într-una din apariții conferința de presă comună cu Florin Cîțu și Ursula von der Leyen. A făcut o serie de declarații, una dintre ele s-a transformat într-un panseu, a fost întrebat ce crede, un panseu. Ok. Gâgă scotea panse sau panseuri. A fost întrebat ce crede despre vaccinare și domnul Iohannis a produs asta. La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Sunt aproape 5 milioane jumătate de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini. Ți-au da. Deși traducerea... Sunt foarte trist că-s bipolar. Știi cât de mișto e? Deci, practic, domnul președinte Iohannis, mi-au să aminte de lumea fotbalului. S-au vaccinat așa și așa mulți români. Corect. Dar nu prea mulți. Însă s-au și nevaccinat și mai mulți. Așa și așa mulți. Deci va ieși o pandemie frumoasă. Cam asta este rezultatul. Înțeleg că mai avem un fotbalist. Domnul Sorescu. Domnul Sorescu de la Dinamo, vreți să vi-l pun? Da. Pot să vi-l pun eu la microfon aici, fii atent. Deci începe, este întrebat într-un scurt interviu, da? Are 15 secunde. Care ești între Messi și Ronaldo? Prima întrebare. După poți să-mi spui jucătorul tău preferat, dacă nu este Messi sau Ronaldo. Păi, jucătorul meu preferat este Messi. Messi. Să încep cu a doua întrebare. Dar îl prefer mai pe Ronaldo. Da? Deci de aceeași categorie. Da. Deci l-a întrebat care e jucătorul lui preferat. Jucătorul meu preferat este Messi, dar îl prefer pe Ronaldo. Da. Practic, da. Foarte mulți români care s-au vaccinat. Sunt aproape 5 milioane jumătate de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.